așa cum v-am promis și, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre beneficiile pentru sănătate ale diferitelor sortimente de miere. Iar astăzi vorbim despre beneficiile pentru sănătate ale mierii de salcâm Apidava. Așa cum știm deja, albinele, adunând nectarul florilor de salcâm, preiau odată cu acesta și substanțele active prezente în aceste flori minunate, pe care, înnobilându-le cu propriile lor secreții, după un îndelungat proces aproape magic pentru noi, rezultă această miere de excepție. Mierea de salcâm, o miere parfumată, fină, delicioasă, care este și un adevărat medicament. Astfel, nu este de mirare că această miere reprezintă un adevărat produs de excepție. Evident, atunci când o achiziționăm de la un producător corect, care, respectându-se pe sine, ne respectă și pe noi, consumatorii. Așa cum este, cu siguranță, Apidava, brandul românesc de produse apicole din inima Transilvaniei. Mierea de salcâm Apidava este o miere ușoară, bună, potrivită pentru copii, pentru mamele care alăptează și pentru femeile însărcinate. Conținutul de fructoză este crescut față de cel de glucoză, ceea ce o face să cristalizeze mult mai greu decât alte mieri. Mierea de salcâm are o serie întreagă de efecte benefice pentru cei suferinți de boli cardiovasculare, de ficat sau de rinichi. Este indicată împotriva afecțiunilor gastrointestinale, respiratorii, mai ales împotriva tusei. De asemenea, este remarcabilă și acțiunea ei antiseptică, antiinflamatoare, detoxifiantă și energizantă, ea fiind o miere foarte ușor asimilată de organism și oferind energie și substanțe bioactive și nutritive care o recomandă ca un tonic pentru copii, pentru covaleșcenți și, în general, pentru întărirea sistemului imunitar. Dar ea nu este doar un tonic general, ci ea și calmează tusea și tratează, în egală măsură, astenia și nevrozele. Este indicată în tulburări de memorie, în insomnii și în tulburări de natură nervoasă, mai ales în condiții de stres și împotriva consecințelor stresului, care sunt extrem și extrem de grave. Și știm cu toții, aproape toți suntem stresați, zi de zi. Așadar, mierea de salcâm poate să fie aliatul nostru cel mai de preț. Calitățile ei de adevărat medicament i-au atras denumirea de hrană vie. Și aceasta nu reprezintă o exagerare dacă stăm să ne gândim că studiile de laborator au demonstrat că în mierea de salcâm Apidava se găsesc 435 de substanțe active care acționează sinergic. Printre acestea se numără vitamine, enzime, flavonoide, compuși aromatici, fitohormoni și acizi organici. Pentru a fi cucerit de această miere de excepție, este suficient să o guști. Dacă guști această miere de salcâm Apidava, care este o miere de o calitate cu totul și cu totul de excepție, te vei convinge imediat de gustul ei extraordinar. Iar, ca să te convingi de efectele ei benefice pentru sănătate, trebuie pur și simplu să faci o cură. Este o miere de o puritate și de o claritate remarcabile. Și mai trebuie să spunem ceva. Mierea de salcâm nu cristalizează timp de un an sau chiar doi. Și atunci poate să fie aleasă de cei care preferă această miere fluidă, strălucitoare, de cei care evită mierea cristalizată. Știm foarte bine că există o serie întreagă de consumatori care nu preferă mierea cristalizată și atunci soluția pentru ei poate să fie pur și simplu mierea de salcâm, o miere de calitate din podișul Transilvaniei. Și, pentru că tot vorbim despre efectele benefice ale mierii de salcâm, trebuie să spunem că, așa cum știm, albinele, atunci când vizitează un tip de floare și culeg nectarul acelor flori, în mierea pe care ele o produc, se păstrează beneficiile pentru sănătate ale florilor respective, ale plantelor respective. Acestea au efecte terapeutice uimitoare și foarte puternice, datorită conținutului bogat de substanțe cu efecte benefice asupra organismului nostru, precum robinină, acacină, flavonoizi, glucozide, glucide, taninuri, minerale, carotenoizi și uleiuri volatile.
Se pare că datorită acestui conținut bogat de substanțe active, florile de salcâm pot să amelioreze o multitudine de afecțiuni și pot să aline dureri dintre cele mai variate. Însă, din păcate, foarte puțini cunosc beneficiile florilor de salcâm pentru organismul nostru. Ciorchinii de flori de salcâm sunt însă un adevărat izvor de sănătate, dacă știm cum să-l folosim. Salcâmul se întrebuințează ca un relaxant natural, el având acțiuni benefice în afecțiunile psihosomatice, care apar ca urmare a unor tensiuni sufletești, a unor șocuri emoționale, în cazul stărilor de neliniște, de irascibilitate, de epuizare fizică și intelectuală. Florile de salcâm combat stresul și au un efect relaxant și calmant, reprezentând un antidepresiv natural. Ele sunt utile și împotriva acceselor de mânie, de iritare, a stărilor de anxietate, de depresie, combat migrenele și pur și simplu ne ajută să dormim mai liniștiți. Combat insomnia, calmează sistemul nervos și ajută chiar și la calmarea crampelor musculare. În egală măsură, mierea de salcâm și florile de salcâm pot să ne ajute și în cazul tulburărilor de memorie. Pur și simplu ne pot îmbunătăți starea noastră generală. Ele ne întăresc sistemul imunitar, ne revigorează și ne tonifică organismul. Mierea de salcâm și florile de salcâm sunt și un bun antianemic și ne ajută în recuperarea după diverse boli. Sunt foarte bune aceste remedii naturale ca antitusive naturale și acest lucru este cunoscut de mult timp. Știm cu toții că bunicii noștri atunci când ne confruntam cu o tuse ne dădeau puțin ceai cu miere de salcâm și atunci imediat parcă ca prin minune tusea ne trecea. Se spune că mierea de salcâm calmează nu doar tusea obișnuită, ci și tusea convulsivă, precum și crizele de astm. Și, în general, trebuie să spunem că remediile din flori de salcâm combat bronșita, laringita, în general afecțiunile respiratorii. În plus, toate aceste efecte pentru sănătate ale florilor de salcâm pe care le utilizăm în timpul zilei, ne ajută și noaptea să dormim mult mai bine și să ne simțim a doua zi mult mai odihniți. Florile de salcâm, remediile din flori de salcâm și mierea de salcâm sunt și utile în detoxifierea generală a organismului nostru, dacă știm că trebuie să facem cure de 2 săptămâni, de 14 zile. Și apoi mai trebuie să spunem că toate acestea și ajută la o serie întreagă de alte afecțiuni, de la nivelul stomacului. Ne ajută atunci când ne confruntăm cu arsuri stomacale, dar și atunci când ne confruntăm cu indigestii, cu crampe abdominale și mai mult atenuează și refluxul gastroesofagian, calmează și gastritele hiperacide și sunt utile într-o serie întreagă de afecțiuni gastrointestinale. Dacă consumăm în mod regulat un ceai îndulcit cu miere de salcâm, vom vedea pur și simplu cum tranzitul nostru intestinal se va regla, pentru că mierea de salcâm funcționează și ca un laxativ natural. Tocmai de aceea este indicată celor care au probleme cu constipația. Dar, probabil, cele mai cunoscute beneficii pentru sănătate ale florilor de salcâm și ale mierii de salcâm constau în liniștirea pe care ne oferă, în calmarea și în relaxarea pe care noi o simțim chiar și atunci când ne confruntăm cu migrene, cu dureri de cap din cauze necunoscute, pentru că ele au și efecte ușor sedative și ne ajută foarte mult, inclusiv la nivel psihic, să privim pur și simplu viața altfel, mai pașnic, mai liniștit, mai optimiști, mai încrezători. Dar trebuie să spunem că toate aceste remedii apifitoterapeutice este bine să le consumăm la indicația unui medic apifitoterapeut care ne poate prescrie pentru noi, special pentru noi, o serie întreagă de remedii, atât în produse apicole, cât și în alte produse, ceaiuri, tincturi și câte și mai câte, pentru a ne oferi un tratament personalizat și a beneficia cu adevărat de toată această bogăție a naturii. Și astfel putem scăpa de stările de irascibilitate, de iritare, de neliniște, de diferitele stări de anxietate, de epuizare fizică și psihică și chiar și
unele disfuncții și dereglări sexuale pot fi ameliorate cu o asemenea cură cu flori de salcâm și cu miere de salcâm. Astfel, florile de salcâm sunt un adevărat aliat al sănătății noastre, iar mierea de salcâm, atât de dulce, de gustoasă, de savuroasă, poate să fie, după cum spuneam, cel mai bun aliat al sănătății noastre. Bineînțeles, avem și un concurs din Cetatea Albinelor Apidava. 5 dintre dumneavoastră vor putea câștiga fiecare câte un borcan de jumătate de kilogram de miere roa florilor, miere de salcâm din inima Transilvaniei de la Apidava. Iată ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru. Vă invităm ca la prezentul material video să inserați un comentariu cu textul Beneficiile mierii de salcâm Apidava. Peste 3 zile de la această postare vom extrage la sorți cei 5 câștigători și nu uitați! Mierea de salcâm Apidava este cea mai bună alegere pentru sănătatea dumneavoastră.